domnia bunului plac la cea a bunului simț trece și pe la CNA, sau, mai precis, ar trebui să treacă. Consiliul Național al Audiovizualului a lansat petiția online Interesul public mai presus de gustul publicului. Este timpul ca riposta să vină din două direcții, de la cetățeni și de la CNA. Ca să reușim, alăturați-vă în număr cât mai mare și semnați petiția noastră online. Nu putem reuși decât împreună cu dumneavoastră. Salut, prieteni! Astăzi este vineri, astăzi avem o ediție specială din două puncte de vedere. Discutăm despre un lucru care mie mi-e foarte, foarte drag, foarte la suflet, și anume despre tradiția populară românească, despre creațiile acestei tradiții, despre cei care se ocupă de conservarea, de promovarea acestor creații populare. Asta pe de o parte, pe de altă parte e specială pentru că avem doar 50 de minute la dispoziție, deoarece de la ora 1 și 1 fără 10 minute vom da legătura la sala sporturilor de unde, de aici, de la Cluj. Vom vedea la TVR Cluj și TVR 2 transmisiunea în direct a turneului de Cupa Davis. E o etapă de Cupa Davis. România întâlnește Danemarca aici la sala sporturilor, așa că cei care aveți program mai lejer și doriți să vedeți o leacă de sport fain de calitate, sunteți așteptați la sala sporturilor din Horia de Mian din Cluj. Alături de mine pentru cele 50 de minute, domnul Tiberiu Groza, directorul Centrului Creației Populare, cu alte cuvinte, Centrul Județean de Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Am zis să mergem așa pe scurtătură, că e mai bine de reținut și mai bine de înțeles pentru toată lumea. Domnule director, vă mulțumesc că ați venit astăzi, deși aveți o zi aglomerată. Știu că mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de telespectatorii TVR Cluj. La ora 6, în această seară, aveți un eveniment pe care îl girați. E vorba despre, spuneți-i dumneavoastră mai bine, că... Da, ne-am gândit la alternative culturale pentru publicul clujean acum la început de weekend și atunci pentru cei care nu pot să meargă la tenis din diferite motive, am oferit această variantă de a putea veni seara la ora 18 la un concert de muzică populară. Excelent. Ocazionat de lansarea a două CD-uri editate de Centrul Creației Populare. Se întâmplă unde? Se întâmplă lucrul ăsta? La Cercul Militar de la ora 18. Și intrarea este liberă. Intrarea liberă. A fost întotdeauna până acum. Poate din februarie vom începe să punem și în vânzare spectacolele pe care le vom realiza. Acesta încă este un spectacol cu intrare liberă. Cine va interpreta în această seară? Cine va fi pe scenă? La ce să aștepte lumea? Va fi un spectacol deosebit prin faptul că unul dintre cele două albume pe care le lansăm acum este unicat pe piața românească. Este unicat prin faptul că este interpretat la frunză de către cunoscutul de acum, nostru colaborator, al domnul inginer, electrician, nu al cu formației Night Losers, nu cu Pandrea. Cu dânsul colaborăm de mai mulți ani de zile, l-am luat în vizor tocmai prin originalitatea instrumentului la care cântă. Dacă vreți, toate tipurile de frunze, a cântat până și la frunză de varză. Cred că a expus ieri. Sperăm că n-a ieșit varză albumul în cazul ăsta. Nu, dacă a primit elogii. Îl știm și noi pe domnul Așa, Pandrea. Iar pe acest CD nu a cântat decât la frunză. Și a cântat la frunză de-a lungul carierei domniei sale. Doar producții populare, mă gândesc. Doar că dânsul populare. Mai cânta și absolut. Muzică. Ținând cont de orientarea instituției, de misiunea ei, ne-am dorit doar producțiile populare. Dar sunt niște piese foarte frumoase cântate, acompaniate de orchestra profesionistă Cuna Transilvana, Centrului Creației Populare, într-un aranjament orchestral al talentatului dirijor Ovidiu Barteș. Și am alăturat lângă el pentru o puțină diversitate câteva cântece interpretate la fluier și la caval de Ionel Măsălar, un alt colaborator al nostru,
un membru al ansamblului folcloric Rapsodia Someșana, singurul ansamblu de seniori existent în, în orașul Cluj, din multele ansambluri care au existat înainte de Revoluție. Da, spuneți-ne, domnule director, un lucru. În ce măsură, nu știu, tinerii, cei din urban, de exemplu, copiii de la oraș, copiii de pe asfalt, prizează astfel de lucruri, adică muzică populară, dansuri populare, tradiționale românești, sau mai curând sunt cei care vin de la, de la țară și zic, băi, am o dragoste în sânge, îmi curge muzica populară din copilărie acolo și... N-aș folosi termenul de prizează, că ne trimite la altceva. Nu ne trimite nici. La un alt fel de plăceri, dar pot să vă spun că tinerii din Cluj în continuare răspund neașteptat de bine curtoaziei pe care le-o facem cu cultura tradițională. Nu-i sau interesului cumva, pe care dorim să-l stârnim cu cultura tradițională. Nu-i cumva un indicator al faptului că orașul Cluj totuși este un oraș eterogen, e un oraș, cum să spun eu, dezvoltat peste noapte cumva, pentru că dacă ținem cont de faptul că ne-am industrializat așa, hei rup, în anii 60-70, suntem unii clujeni la prima generație, abia copiii s-au născut în, în oraș aici și sigur, da, avem backup-ul ăla din care îl alimentăm pe... Chiar zilele trecute mă uitam pe, pe o situație a județului Cluj, pe recesământul populației și undeva pe la 1850 erau vreo 20.000 de locuitori în Cluj. Ori, pe la 1880? De la, pe la 1850-1830, nu mai rețin exact data, că nu aveam de gând să fac o informare astăzi. 20.000 de oameni. Iată că de atunci până acum am ajuns la 350.000 de locuitori, plus 100.000 de studenți care viețuiesc în oraș. Din acest punct de vedere, vă dau dreptate și mă întorc la întrebarea pe care a spus-o, este cu siguranță și un asemenea efect al venirii masive de la țară, din munți, din împrejurim, din câmpia Transilvaniei, a locuitorilor. Doar că cei care au venit masiv atunci, acum deja sunt la, la o vârstă matură, 60-70 de ani. Iar copiilor s-au născut aici, deja au nepoți. Care s-au născut aici și care frecventează ansamblurile. Și atunci există și un asemenea efect, pentru că în casă, păstrându-se în continuare tradițiile, văzându în continuare icoana adusă de la țară și credințele părinților, copiii s-au încărcat cu ele fără să vrea sau fără să conștientizeze neapărat acest lucru. 420-135 e numărul de telefon la care vă așteptăm, dacă e cazul, cu opinii, cu întrebări posibile la tema de astăzi, dacă va mai rezista, să zicem, mult tradiția populară românească ca expresie așa vie, în cum să zic eu, în matca ei, adică nu doar sub formă de evenimente, de manifestații organizate, ci ca formă ritualică de a, de a trăi până la urmă. În ce măsură vom face față până la urmă occidentalizării, mondializării, globalizării, cui vrem, toate astea vin peste noi până la urmă. Mai remarcam într-o emisiune săptămâna trecută că, în ciuda ceea ce se întâmplă în Occident, pe de o parte, bisericile rămân goale, este cât un preot și în Franța la 20 de sate, la noi trăim o efervescență a ortodoxiei betoanelor, cum spunea altcineva, Radu Preda, care spunea, uite, la noi se fac biserici una într-una. Așa deci suntem parcă într-un, cum să spun eu, enclavizați într-un timp istoric din care parcă n-am ieșit deocamdată. Înainte de a răspunde la această întrebare, mai ales că ați formulat-o și pentru telespectatori și așteptăm să vă vedem și opiniile dânșilor, m-aș întoarce la prima întrebare pe care mi-a spus-o referitor de la copii și începusem să spun că este și un efect, într-adevăr, al venirii acestea masive de la țară, a populării Clujului și a creșterii atât de exponențiale a populației municipiului nostru, dar este și un efect al culturalizării și al educației care s-a petrecut în ultima sută de ani în Cluj, de când este un centru universitar de renume și capitala Transilvaniei din acest punct de vedere, și oamenii au început să conștientizeze că
cultura tradițională, în primul rând, îi reprezintă într-o măsură mult mai mare decât cultura scrisă. Cultura scrisă este cultura ultimelor 200 de ani. Cultura tradițională este cea făurită în 2000 de ani și poate mai mult de atâta. Este cea care a circulat oral și s-a transmis dintr-o generație în cealaltă prin viu grai și prin cutume și prin ritualurile și obiceiurile încetățenite la toate sărbătorile sau obiceiurile de peste an. Ei, mă întorc și spun, există și această conștientizare a populației, a unei populații elevate, educate, cum este cea a Clujului, și o privire și cu acești ochelari spre cultura tradițională. Nu trebuie să uităm și deschiderea tineretului spre nou, spre deosebit, spre noutate în general, iar pentru ei, cei născuți la oraș, cultura tradițională devine este o noutate. Da. Și atunci vă spun că numai în orașul Cluj-Napoca sunt în funcțiune 20 de ansambluri folclorice. Majoritatea sunt de copii. Copii și studenți. Astea funcționând pe lângă școli, pe lângă anumite instituții, cine sunt patronii, să zicem? În general sunt școlile. Dar sunt și casele de cultură, cum e Casa de Cultură a Studenților, unde sunt două ansambluri studențești, unul românesc, unul maghiar. Sunt întreprinderile, cum este Ratucul, și are două ansambluri folclorice, unul de senior, Rapsodia Someșană, și unul de copii și studenți, Dor Transilvan. Sunt celelalte universități importante, Universitatea Babeș-Bolyai, cu ansamblul... Care fiecare patronează, să spunem Mugurelu, așa. Universitatea Tehnică cu Românașul, Universitatea de Științe Agricole cu ansamblul Tradiții. Palatul Copiilor, cred. Palatul Copiilor cu ansamblul Doina, Sindicatul Primăriei cu ansamblul Crăișorul. Și școli care... A rămas Crăișorul chiar după plecarea domnului Funar de acolo? Da, cred că... Știm că avea o pasiune pentru Crăișorul Munților. Absolut, pentru... absolut. Așa, a rămas și funcționează în continuare. A performat acum, de 24 ani, are pe scena instalată în Piața Unirii. Bun, deci, sugerați în toate că... aceste ansambluri, gândiți-vă că în medie 30 până la 50 de copii vin și desfășoară activități. Și au repetiții în fiecare săptămână, de două ori pe săptămână. Plus spectacolele. Ori să te înham la un asemenea program, în condițiile în care știm cât de mult îi chinuie școala cu materii inutile și cu lucruri care nu le dezvoltă abilitățile lor și experiența de a răzbi în viață, ci doar îi înfundă cu informații, cu matematici, chimii și alte. Nu pledez împotriva lor, ci doar arăt că s-a ajuns într-un exces și trebuie doar echilibrată balanța. În aceste condiții ei își fac totuși timp și vin la folclor și vin de bunăvoie. Nu siluiți să practici aceste lucruri. Sunt lucruri facultative. Deci interes există în continuare. Socotiți că vom rămâne în capsula asta timpului multă vreme? Pentru că așa am senzația, suntem corodați din toate părțile, și cultural, și educațional, și din perspectiva moravurilor. Sunt lucruri pe care deja le-am luat așa, fără să le cernem, fără acum să le interiorizăm cu adevărat. La cea de-a doua întrebare pe care ați spus-o, dacă mai sunt vii, dacă obiceiurile, cultura tradițională sau devine mai mult de spectacol festivistă. În satele județului Cluj încă sunt multe obiceiuri vii care se practică. Mă refer, de exemplu, la cele tradiționale de Crăciun, colindatul, plugușorul și așa mai departe, constituirea cetei, colindatul după acel ritual, cu mersul întâi la preot, la casa preotului, pe urma primarului și pe urma luate toate casele, luate ordinea. Mai spuneți o dată, director, ordinea în cetate. Deci nu primar, fraților, la preot se merge primat, apoi la primar. Asta e precăderea, ca să știe toată lumea. Absolut. Nu confundați popa-i popă pe toată viața acolo, poate că în general la țară, cam așa se întâmplă, primarul vine și pleacă. Și mulți ani de zile preotul a fost semnul conștiinței și cel care a adunat oamenii în jurul lui. Care a dospit, a luat. Și mai ales în Ardeal. Nu trebuie să uităm că Marea Unire se datorează în primul rând bisericii și acele biserici catolice care comuniștii au ras-o, au lichidat-o în semn de apreciere pentru că au luptat și s-au sacrificat pentru Marea Unire. Da. Nu trebuie să uităm că mulți din tribunii lui Avram Iancu au fost preoți, mulți dintre ei au sfârșit în ștreang pentru faptul că au adunat oamenii în jurul lor, le-au sădit mereu dragostea pentru limba lor și pentru credința în care s-au născut și atunci acest respect s-a întors întotdeauna din partea sătenilor spre preoți și ei sunt primii.
care sunt colindați și sunt cinstiți. Da. Și în ziua de astăzi, așa cum a spus, s-au ridicat foarte multe biserici. Spuneam la un moment dat că am văzut iarăși o statistică... Dar parcă trăim în alt spectru, în care s-au construit undeva la 40.000 de biserici în 20 de ani. Înseamnă... 40.000 nu cred. Ba 4.000 da? Poate. E mult. 40.000... Sau 4.000... Poate, e enorm. N-au cum. Trebuie să facem calcule din nou. N-au cum. Cert dacă este că... poate în Cluj, care... Mă rog. Cert este că articolul se găsește pe internet și media era de o biserică la 2-3 zile ridicată. Dacă toți am fi așa harnici și truditori cum au fost acei preoți care au ridicat acele 20 sau 40 de mii de biserici, sau 4.000, așa cum exact. A spus, dar sunt cam 40.000, să știți. Vă rog să dați un semn, că e important să vedem lucrul ăsta. Biserici în ideea România. E că lumea, iată, răspunde, are nevoie de asemenea lucruri, câtă vreme în altă parte se întâmplă total opusul. Exact. Acolo ai pe de-o parte confortul la care aspiră și națiunea română să-l aibă, confortul material, o viață mai rezonabilă, să spunem, din punct de vedere a costurilor, însă au pierdut dimensiunea cealaltă, cea exact. Spirituală. Continui să răspund la întrebarea dumneavoastră și să formulez din mai departe ideea că dacă toți am fi atât de vrednici și am luat acest exemplu de la preoți care, neavând nimic decât o comunitate și o idee, aceea de a clădi o lucrare care să rămână peste ani și peste secole, da. Și s-au apucat de la acest proiect și cu o mână de oameni au reușit să le construiască și să le lase urmașilor, dacă toți am gândit la fel și ne-am pornit cu același entuziasm să ne punem în practică ideile pe care le visăm, dar nu și îndrăznim să le facem, țara asta ar trăi mult mai bine. Dacă politicienii ar lua exemplu de la acești preoți și de la modul lor îndrăgit și perseverent de a-și construi idealul și de a-și îl pune în practică, în țara asta am duce-o mult mai bine. Așa? Da. Da. Deci avem vreo 18.000 și ceva total biserici în România, 4.000 într-adevăr au fost construite după anii 90 încoace, dar oricum e o cifră de 4.000 ceea ce, exact. De biserici. La 20 de ani înseamnă... Da. Ce trebuie să știe lumea de asemenea, dacă ne uităm la patrimoniul UNESCO, da? La patrimoniul mondial, cu ce vine România în general aici, sunt biserici, iarăși un răspuns al epocilor în timp, la nevoia de spiritualitate a poporului, că erau români, că erau sași, că erau maghiari, că așa mai departe. Cu așa ceva ne putem mândri în patrimoniul absolut. UNESCO, cu multe biserici cetate sau de zid, cum se cheamă prin partea nemțească a României, cu alte mănăstiri din spațiul bucovinean, de asemenea, de mare excepție, și de asemenea contributori semnificativi prin producții imateriale. Vezi tradiții populare, vezi pelerinaje, vezi doina, vezi așa mai departe. Da. Deci sunt lucruri care, cum să spun, țin de partea ființială, de interioară a românului și nu atât de, nu știu, ca imagine glorioasă de a face imperii, n-am avut, se pare, niciodată. Nu, n-am avut asta, niciodată. În afară de castelul Corvinilor, nu prea avem cu cine arăta. Se arătăm pe o stâncă veche, într-un vechi castel, nu pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, dar nu mai știu unde e castelul ăla în care o fi stat Ștefan cel Mare la sfat cu Salon Negru Vodă. Da. E așa, parcă am avut niște domnitori care au stat, nu știu, cu flotant așa pe unde au stat, într-o conac pe undeva, care s-a năruit. N-a rămas în istorie, n-a rămas să marcheze patrimoniul mondial din punctul ăsta acest de vedere. Acest popor a fost un popor de poeți, să spunem așa, de oameni blajini, care n-au asuprit pe nimeni și nu sunt exemple, sau dacă sunt exemple, sunt rarități, care tocmai confirmă faptul că, prin excepționalitatea lor, că noi am fost altfel. Deci, un popor de oameni blajini, mai liric, așa. Un popor de oameni foarte credincioși, iar Iisus acest exemplu l-a dat mereu de dragoste, de toleranță, de blajinitate, nu? Miorița, în continuare, este pecetea noastră și ne caracterizează. Adică, în momentul în care ți se destăinuie planul celorlalți,
nu mergi să le iei tu gâtul înainte de a-și pune planul în practică, ci îți rânduiești lucrurile pentru viața de apoi. Vă dați seama ce... Dovadă nici în politică nu-și iau gâtul. Vă dați seama ce tare că... se aseamănă cu, cu Iisus și cu povestea lui Iisus, care și el știa că vine pe pământ și că la un moment dat va fi răstignit pe cruce și își asumă acest demers. Doar că era asumat ciobanul nostru, bine, da, Miorița, da. Ciobanul nostru Mioritic la fel. Știe ce l-așteaptă, știe că va fi sacrificat și își primește cu împăcare acest destin. Tot cu Miorița se confesează și se consolează, iar Iisus, tot păstor, este simbolic, poate că, domnule, un păstor director, de oameni. Poate că noi am înțeles sensul metafizic al Mioriței. Mă gândesc că și alte popoare, și în sudul Dunării s-a găsit Miorița, nu? Pentru că s-au găsit atâtea variante, versiune ale aceleiași teme, cumva, nu prea, tratate. Știți. Ori, nu prea. Oamenii au altă, nu știu, cum am reușit să intrăm în capsula asta, Revina Timpului, să rămânem acolo, fiind înconjurați de oameni cu ambiții mari, vezi Ungaria, care e o țară mică, dar care a fost partea unui imperiu important la un moment dat, da? Vezi Bulgaria, care inclusiv și ei au avut, Petru Asanului, au avut și ei un imperiu, la un moment dat, o intenție de a-și glorifica istoria, destinul. Vezi Sfânta Rusie mai în stânga, vezi peste tot în jurul nostru erau oameni cu veleități, cu ambiții de a domina, de a cuceri ceva. Noi ne-am, nu știu, părem așa, dacă ne-am uitat de afară, zici, băi, e un popor castrat, poate, cumva, de voință politică, de voința de a învinge, de a cuceri, de a se impune. Nu știu dacă e o asumare a acelei condiții pe care dumneavoastră frumos spuneți, a lui Iisus din Evanghelie. Pentru că dacă ar fi o asumare, probabil am avea calendarele pline de sfinți români. Dacă te uiți în calendarele ortodox, catolic, romano-greco-catolic, vom constata că avem doldura de sfinți ruși, greci, sârbi și așa mai departe. Adică parcă am lipsit de la întâlnirea cu istoria pe de-o parte, dar am lipsit și parcă și de la o întâlnire cu judecătorul care să spună, da, tu treceți în calendar. Avem așa niște paradoxuri ale noastre. E bine, poate că am lipsit de la lecția, de la întâlnirea cu istoria și am zis, bă, nu vrem să ne vedem cu ea acum, nu vrem să marcăm nici cum povestea asta din punct de vedere, nu știu, imperial, așa. Ce am așteptat, poate și o vizită a Papei, care a spus despre România că e grădina Maicii Domnului, că... Deci, oare nu știu, acest lucru poate nu vede... n-a fost timpul nostru deocamdată. Acest lucru nu vă dă de gândit? Eu nu aș intra într-o analiză prea mănunțită, cred că ar fi potrivită unui istoric. Dar faptul că am făcut acea paralelă din aur între Miorița, care ne simbolizează pe noi identitar, și misiunea lui Iisus, iar faptul că un papă, cel mai ilustru papă, vine și sărută pământul României și o spune fără să-l siluiască nimeni, România, grădina Maicii Domnului. Poate că într-adevăr asta suntem. Un popor de asemenea natură. Fidel principiilor pe care Iisus le-a dus pe pământ. Iubește-ți aproapele. Întoarce și celălalt obraz. Cum am rezistat așa, ca popor blajin, între atâtea popoare războinice, cred că se datorează în primul rând acestei firi, acelei răbdări pe care o presupune această fire, că am avut acești munți în care, când n-am mai putut rezista, ne-am baricadat în munți, ne-am refugiat în acești munți, de unde iarăși am coborât când vremurile au fost mai bune. Și tocmai trăirea asta între niște imperii ți-a cultivat încă o dată ideea de a nu te război. Cei care s-au războit, de regulă, au pierdut. Ați zis de bulgari că au fost și ei Imperiul Bulgar. Au fost și ei pașalâc turcesc. Ungurii, care au fost și au avut veleități de imperiu, au fost pașalâc turcesc. Polonia, care noi într-un fost pașalâc, moment dat eram vasalii lor. Dar am plătit mereu tribut. Deci, cum să spun eu? Oricum, domnitorii ne erau serviți, că ne ajutam noi între noi, că noi avem acum, știți, că ne pricepem când schimbăm șefi, când schimbăm președinți, când schimbăm orice director de regie, dacă e cazul, totul e pe bază de șmecherie, de șperți, de influență. Știm foarte bine că în alta poartă ne trimit, pe cine ștanța în alta poartă că îi dem să vină în țările române să conducă, ăla venea. Dar între cele două variante, că n-am terminat și cu Polonia. Și Polonia a fost desfințată chiar de două ori, nu? În istorie. Pentru o vreme. Între cele două
între ambiția de a fi mare și a plăti din greu acest lucru prin desfințarea ta ca statalitate și cealaltă, a lui Mircea, eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul, între acea atitudine și a plăti tributul, dar a-ți păstra statalitatea, care dintre ele e de preferat? Nu știu, păi, nu știu. Eu vă spun clar că aceea de a-ți păstra statalitatea și a plăti tributul. Într-un fel sau altul și în ziua de astăzi plătim tribut la porțile mari. Da, într-un fel sau altul, pentru că ne-am vândut multe lucruri pe nimica și asta înseamnă tribut plătit. Acum ni se întorc. În acea perioadă, domnule director, iertați-mă, cred că s-a cultivat și s-a consacrat formula capul plecat, sabia nu-l taie. Ori în calendare, revin la calendare, în calendare avem martiri, oameni care au stat drept în fața... și în fața adversarului și au spus nu, mor pentru credința aia, o mărturisesc în fața oricui. Noi ne cam luptam cu turci. Acum, legenda aia că nu știu cine ne-a spus nouă că Ștefan cel Mare era frâna în calea musulmanilor în partea asta de lume și că am salvat creștinătatea, e așa, ne place cum sună. Și acum am învățat și la istorie tot felul de lucruri. Până în 90, doar... Acum, dumneavoastră nu știți comentariul ăsta literar la Miorița de dinainte de 90, că am trăit amândoi pe vremea aia și știu că la examene nu scriam de Iisus Hristos în alea, că probabil eram trimis la un interviu. Bine, eu am scris pe vremea aia că am făcut teologie, așa că am pretenția că puteam să mărturisesc și tocmai atunci asumându-mi teologia, mai pot să dau un exemplu da, legat da, de după noi. Ce luăm un nu telefon, cu capătul, bine? Da. După ce luăm un telefon, pentru că ne așteaptă pe fir de mult. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Mihai Cristescu, sunt din Cluj și vreau să vă semnalez un fapt destul de trist, chiar foarte trist. Vă rugăm. Legat de o luptă cu românii, nu cu turcii. Acum ne luptăm cu noi. Uitați despre ce e vorba. Cu ani în urmă, prin 2007, am fost în Maramureș, în zona Bârsana, de unde am și cumpărat o casă pe care am transportat-o aici la Cluj, la Beliș. Am montat-o. Super. Arată ca la Muzeul Satului. Adevărat că e super. Însă vreau să spun că asta e o casă pe care, pe lângă că mi-a plăcut foarte mult zona și casele de lemn, am salvat-o. Știți ce fac oamenii acolo? Le vând la italieni. Italienilor, da. Se face... Și fac podele din ele, domnule. Podele fac. Vă dați seama? Am întrebat. La 1.000-1.500 de euro. Ei se bucură că le vând, le demontează ăștia și-au găsit deja filieră. Da, domnul Mihai, mai sunt astfel de case acolo? Sigur că mai sunt. Mă trimite și pe mine, lăsați un telefon. La Văleni. Eu sunt mare iubitor de arhitectură tradițională și... Sigur. Te doare inima când auzi. Tocmai aici e durerea, că ei dau jos casa și gospodăria din care am demontat-o, așa, în gospodăria s-a construit o casă uriașă din asta, așa, de prost gust, așa din BCA. Și acum Maramureșul ăla frumos, care atrăgea prin casele de lemn străinii, va fi distrus total, pentru că astea nu există nicio lege să-i oprească. Eu am sesizat și la Baia Mare, n-am primit răspuns. Din păcate la formula A s-am scris. Dar nimeni nu-mi dă niciun răspuns. Nu prea pasă, să știți. Și eu am criticat adesea și critic lucrul ăsta, oriunde te duci în munții României. M-am dus la Păltiniș, bună oară, așa, în pelerinaj cultural. Da. Te doare sufletul, domnule. Vedeai poșta aia unde își punea noi ca scrisorile să le trimită în stânga, în dreapta, sau să își primea corespondența, geamurile sparte, o clădire din lemn, frumoasă, elegantă, drăguță. Bă, nimic nu suntem în stare să conservăm. Da, da, însă, da, pe traseu până acolo, bă, niște vile dintr-alea cu tablă pe acoperiș, cu terasit, cu decorativă, toate culorile pământului. Parcă n-au ieșit... Nu știu cine are resurse la un moment dat să-și facă o casă la munte. Cred că avea deja resurse sau a ieșit măcar o dată din țară și a trecut prin Austria sau prin Italia sau printr-o zonă muntoasă care, cum să spun eu, are frumusețea tocmai în păstrarea unor elemente de tradiție străveche. Noi ne-am corcit teribil. Eu am auzit că au fost situații fericite când au dus de acolo din zona aia Bârsana și din prejur au dus case în Austria, dar le-au montat. Dar le-au montat români acolo. Plecați au dus. Însă, în rest, acolo, eu nu știu, și acolo e sat fără câini. Vine cine vrea, cumpără, face astea case de patrimoniu. Eu știu că n-ai niciun fier de călcat, n-avei voie să scoți din țara asta. Acum ei ne duc Maramureșul, că nu mai rămâne nimic. Îl mutăm în altă țară. Nu mai rămâne, practic,
Asta e unul dintre specific. Uitați-vă la norvegieni care au o tradiție a lemnului foarte asemănătoare cu noi. Cu noastră, sigur, și la biserici. Și cum știu să-și o păstreze și să o pună în valoare. Noi, în afară de câteva muzee ale satului, de restul nu ne există. Există răspunsul ăsta care ți se dă, că e curtea omului, casa omului, și face ce vrea cu ea. Că... Lucrurile astea se reglementează în altă parte, să știți. Da. În Austria, oriunde în Italia, nu poți construi decât ceea ce se încadrează în arhitectura tradițională a zonei respective. O singură săptămână am stat ca să umblu după casă și erau vreo 5-6 case acolo de vânzare. Domnul Mihai, da. Vă mulțumesc. O să vă rog să nu închideți, să lăsați telefonul nostru în regie, poate mai stăm de vorbă pe tema asta. Vă mulțumesc tare mult. Și eu. 420135, cât va mai rezista tradiția populară românească în fața tăvălugului globalizării, poate știți. Poate ați avut o intuiție, un vis odată despre cum va arăta tradiția românească peste 50 de ani. Îi mulțumesc domnului Mihai că a intervenit și că exemplele pe care le-a dat dânsul nu fac decât să întărească ceea ce am spus eu adineori la celelalte întrebări. Adică faptul că oamenii încep să conștientizeze valoarea culturii tradiționale și să se întoarcă spre ea. Dânsul este unul dintre aceia care a conștientizat, a mers și a cumpărat casa și a adus-o pentru că vrea să se fălească cu ea. Nu e cel care o vinde. Ei, ăla se fălește cu altceva. Eu, cum să spun, o răsturnare culturală în mintea și în sufletul oamenilor, pentru cel care o vinde, îi se pare că e cum să spun eu, imaginea statusului său social, unul precar, dacă stai într-o casă de lemn, pe semne ești sărac, ești sărman, dacă stai într-o casă lutuită, tencuită cu lut și vopsită cu albastru, în semnul țăranului liber, care era ieșit din relația aceea de subaltern al boierului, iată avem jene. Avem gene identitare. Pe când un om care trece de lucrurile astea cultural, înțelege că acolo e frumusețea nației astea până la urmă. Nu avem gene identitare sau avem prea puține gene identitare. Avem mai mult confuzii identitare. Suntem defazați de Occident și nu realizăm că suntem și noi pe cale să ne pierdem niște tradiții irecuperabile și care ne dau unicitatea și autenticitatea noastră aici. Trebuie să vedem România ca un muzeu în aer liber al Europei. Este muzeul satului european. Dar toată România, la nivel... Ziceți asta, asta pentru că numai în județul Cluj avem 100 de biserici de lemn, monument de patrimoniu, case tradiționale nenumărate. Ba, uitați, se mai aduc din Maramureș, din diferite zone. Ideea e că le iei dintr-o parte, le pui într-alta. Și se valorifică. Da, dar se păstrează. E adevărat. Cunosc o mulțime de... Ideal era să se multiplice fenomenul. Cunosc o mulțime de colecționari care au icoane mai multe decât are Muzeul Etnografic al Transilvaniei, dar care nu se afișează. Nu se afișează dintr-o precauție de protecție, să nu-i calce hoții. Dar eu am fost și am vizitat săptămâna trecută un asemenea colecționar de icoane. Și alții și alții prin Ghela și în altă parte sunt discreți, dar acest lucru se întâmplă. Luați mănăstirile dacă vreți, bisericile în care tot cultura și în jurul ei roiesc tot alți oameni de cultură. Mă refer la primii veniți care sunt la 60-70 de ani, care mai știu să coasă, mai știu să țeasă, mai știu să facă o straiță, înapoi, mai știu să puște din bici și să-ți spună o... Doar că nu mai din ce face biciu astăzi. Biciu se face în general din materiale moi, urât, mirositoare, și asta e România deocamdată. România politică, România lor. România adevărată, profundă, e alta, paralelă cu acelora. Doamna Mărioara din Baia Mare, bună ziua! Bună ziua! Am deschis eu câteva momente televizorul și auzeam discuția despre distrugerile caselor tradiționale și din Maramure și din alte zone din țară. Și vă pasă, înțeleg. Și, păi, te cam doare, că și noi am crescut în niște case care nu au fost... Bine, eu am crescut în Apuseni, deci pe Valea Crișului Alb. Dar și acolo casele vechi s-au cam distrus și încă acolo se mai construiesc case de lemn și cărămidă arsă. Totuși, încă nu au apărut vilele astea enorme care sunt aici, prin zona Maramureșului. Dar eu auzeam într-o zi pe domnul Marchiș de la Cultură din Baia Mare, din Maramureș, așa, argumentând faptul că atribuțiile lor sunt limitate.
Deci nu pot să nu au putere să oprească anumite distrugeri ale clădirilor care sunt patrimoniu. Și tocmai asta acum, celor care sunt patrimoniu sigur au o putere, pentru că bine, să dărâm o chestie care... deci, în sensul că patrimoniul nu e scris acolo pe listă că castelul lui X al lui Y, e o casa lui Badea George din ce știu eu. Da, și un primar fără prea multă inteligență, da, zice, da, cum să nu, demolați, uitați, vă dăm adeverința de deci, eu așa mă gândesc că atâta vreme cât autoritatea locală nu îi pasă de nimic. Dar nici nu e conștientă, doamna Mărioara, autoritatea locală în general, cu mâna pe inimă vă spun lucrul ăsta, nu e conștientă de patrimoniul cultural pe care îl are în posesie, credeți-mă. E o poveste pentru ei chestia. Dacă te duci și îi spui, bă, domn primar, știi că ai aici niște chestii absolut valoroase din punct de vedere cultural? Niște case? Niște case de bârnă? Niște case obosite? Eu înțeleg că progresul merge și progresul trebuie să fie. Nu este o vorbă. Zice că înainte a fost mai bine. Da. Știți? Deci, dar era o vreme în care se impuneau anumite proiecte. Deci, puteți să-ți faci, deci, o formă anume, deci nu, să nu ieși din arhitectonica locului, să... Deci, poate că nici aia nu era bine, că era un șablon. Bun, prin urmare, deci, sugerați competențe sporite pentru gen, nu știu, centrul județean de conservare. În fiecare localitate, în fiecare comune sunt primari. În fiecare au precis din ăștia care au atribuții privitor la cultură. Și atunci ce mama norocului fac ca să se vadă că e acolo? Nu numai ca să stea în fruntea, știu eu, să taie panglica și să fie... Sați, doamne, că în orice primărie o afacere e binevenită întotdeauna. Sunt, au cu ce să ocupa acolo, chestii mai productive, credeți-mă. Da, astea nu dau bani, astea dau numai primăria, că cine mai crede așa că, bă, din devotament așa, vreau să întorc comunității ceva și atunci vreau să fiu primar ca să vă slujesc. Nu, aici totuși, tot de autoritatea locală depinde. Bine, doamna Mărioară, haideți să vedem locală. Ce spune domnul director, dacă are nevoie sau simt și dânsi nevoia de a avea, nu știu, competențe extinse, încât atunci când se dă, știi că este o casă tradițională din 1900, 1800 și construită în satul Cutare, să nu se demoleze decât cu autorizație din partea... Nu. No. Domnul Mariș este omologul meu la Baia Mare. La Baia Mare. Noi suntem centrele de conservare a culturii tradiționale. În principal, cultura orală. Patrimoniul acesta imaterial. De patrimoniu material, care înseamnă clădiri, case, palate, biserici, de lemn, de piatră și așa mai departe. Patrimoniul material răspunde Direcția de Cultură. Direcția de Cultură există în fiecare județ și este o instituție care are exact această misiune, să vegheze și să conserve patrimoniul material, iar centrele creației populare sunt cele care se ocupă de celălalt patrimoniu, care este patrimoniul imaterial. Deci obiceiurile, de cultură, tradițiile, nu? Folclorul muzical, folclorul coregrafic, folclorul literar, astea meșteșugurile, astea sunt în sarcina centrelor creației populare. Iar de la Direcția de Cultură trebuie să-și pună ringul ăla pe telefon, eu absolut. Vara nu dorm, adică să vegheze mereu la ce se întâmplă în jur, pentru că, din păcate, se strică tot multe tot timpul lucruri. Trebuie să vegheze. Sunt, n-aș generaliza niciodată, pentru că sunt oameni și cunosc primari care se străduiesc să-și valorifice potențialul de acolo, să facă... Doar că ei au puțin personal, pentru că posturile sunt blocate în primării și nu fac față, au alte urgențe, care sunt urgențele de zi de zi, care înseamnă introducerea apei, a curentului, canalizarea, drumurile, care sunt urgențe care te afectează în fiecare zi, pe copii să meargă la școală, salvarea să ajungă în zona aia. Și exemplu, de a crea confortul zilnic al oamenilor, să aibă apă la robinet, să poată să se încălzească și așa mai departe. Astea sunt urgențele lor. Pe măsură ce le vor pune la punct aceste urgențe, vor avea priorități și pentru cultura. Pentru că noi acum... Există, dați-mi voie director, să-mi termin ideea. Noi acum, în 20 de ani, am încercat să ardem 50 de ani de înapoiere în care comuniștii ne-au dus-o cu tot o altă direcție și ne-au defazat de ceea ce este Occidentul. Iar noi încercăm să recuperăm cum? Arzând etape. Oricât ai arde etapele astea, lucrând și noaptea, tot nu poți să recuperezi o întârziere pe care o ai de 50 de ani de zile.
Am ars mult, pentru că în 2009, când am fost în America, am văzut cât de departe suntem de America. Dacă vreți, am simțit că diferența așa, exact cum e Pacificul, ca și cultură și ca și civilizație. Dar totodată am avut atât de limpede imaginea unde suntem și față de comunismul pe care l-am abandonat în 89. Enorm de mult am depășit. Gândiți-vă că aveam 2 ore de televiziune și nu puteam discuta orice. Acum avem 100 de televiziuni și putem discuta orice. Nu aveam curent, că se lua curentul. Nu aveam mâncare, era pe porție. Acum sunt pline magazinele de mâncare. Au apărut toate supermagazinele din Occident, sunt și la noi. Da? Și începem să trăim viața occidentală. Dar consumând așa pe fugă etapele arzându-le, unii suntem bulversați, unii ne pierdem reperele. Și atunci facem asemenea gafe să ne vindem casa aceea frumoasă ca să se facă podele în Italia. Pentru că e lemn vechi, de aceea o cumpără italienii să o facă podele la castelele lor. La vreo 300 de euro se vinde metru pătrat, dragi prieteni, deci nu exagerez, 300 de euro. Parchet făcut din lemn vechi, de tipul acesta, lucrat puțin așa, gen manual, are un pic de relief, e ceva, o poezie, deci nu-ți vine să crezi cum arată. Dar îl vând cu 300 de euro metru pătrat. Noi vindem o casă, vorba domnului Mihai, cu 1500 de euro din ăsta, din care probabil că scot băieții niște... Dar totuși, noi nu ne-am pierdut obiceiurile ca și occidentalii. La noi sunt vii, cum este Împănatul Băului, la Batin, Mica, Amintiu, Gherle și așa mai departe. V-am dat un singur exemplu de obicei. Sau pe Pălugăra, la Vultureni, sau obiceiurile acestea legate de Crăciun. Încă mai țesem în războiul de țesut și mai avem războiul de țesut în case. Și Occidentul ne percepe în două moduri. Unu, precum papa, că suntem grădina Maicii Domnului și s-au întors cu fața spre noi și încep să ne aprecieze. Și doi, precum face prințul Charles, care a zis, aici îmi sunt rădăcinile. Nu știu dacă e adevărată sau nu e adevărată faptul că este un descendent de sânge al lui Vlad Țepeș. Dar s-a întors aici și începe să clădească frumos în grădina Maicii Domnului. Ei, acest lucru îl vom conștientiza și noi. Ei l-au conștientizat mai repede pentru că l-au pierdut și l-au identificat la noi. Pentru noi este ceva banal. Aha, păi opinci am tot purtat, sunt sătul de opinci. De țesut în război m-am săturat, mă duc și cumpăr din magazin că mi-e mai ieftin și îmi pot permite în ziua de astăzi. Dar vom conștientiza și noi și unii oameni, precum sunt cei care au intervenit acum pe post și cei pe care vi-am precizat, colecționarii aceia mulți. Eu de luni încolo mă apuc să fac opinci sub licența, nu știu, văd eu, Versace, Jimmy Choo, habar n-am, mai dați în câteva. Avem 160 de meșteri populari în Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Ei practică în continuare meșteșuguri. Mai luăm un telefon de la Târgu Mureș, am înțeles, doamna Ogna Mureș, da, bună ziua! Bună ziua, felicitări pentru emisiune! Mulțumim, doamnă! Vreau să-l felicit în primul și în primul rând pe domnul Tiberiu Groza pentru ceea ce face pentru tradiția populară românească și pentru păstrarea tradițiilor populare. Eu locuiesc în orașul Ogna Mureș, acolo unde domnul s-a născut. Avem și noi un ansamblu de copii și de tineri și vreau să-i mulțumesc în mod deosebit domnului Tiberiu Groza pentru tot ceea ce face și să nu ne uite așa cum... Nu ne-a uitat niciodată. A dat semne până acum de uitare, așa a dat. Nu. Are memoria bună încă. Da. Sunt felicit încă o dată și tot ceea ce face, face cu drag, cu pasiune și să știți că a promovat țara noastră, orașul și tot ceea ce face cu mult drag și dor. Îi doresc multă sănătate, iar dumneavoastră multe emisiuni frumoase. La revedere. Doamne, nu mai fi așa multe, așa că faceți-vă ediție specială cu... Mulțumesc. La revedere, doamne. La revedere. Îi mulțumesc, doamnei directoare a Casei de Cultură din Ogna Mureș. Da, doamna directoră. O anunț pe această cale că cel târziu în luna martie, când este ziua de naștere la Alexandru Țitruș, vom veni să lansăm și la Ogna Mureș cartea scrisă de colegii mei de la Centrul Creației Populare și care luna aceasta este în tipar despre Alexandru Țitruș. Iată un alt mare lăutar al Clujului, născut în Ogna Mureș și adus la Cluj și consacrat aici. Cel mai mare violonist sau viorist, că violist, e de factură populară, al Transilvaniei. Spuneți-mi un lucru, ați pomenit de 160 de meșteri populari, nu? Da.
Ăștia ce fac meșterii ăștia populare? În adică, 2000... Arătați-ne plaja, de unde până unde se... În 2006 am înființat această asociație a meșterilor populari în cadrul Centrului Creației Populare, atunci cu 10-15 meșteri populari. Țesător gen și cusător gen doamna Veturia Suciu din Cojocna, care a fost de multe ori prezentată de postul nostru de televiziune, membra Academiei Artelor Tradiționale în acest moment din România. Și încet, pornind de la acești 15 meșteri populare, am ajuns să avem 160 de meșteri populari. Am început să împărțim pe bresle. Breasla țesătorilor, breasla cusătorilor, breasla iconarilor, breasla cioplitorilor, breasla confecționerilor de podoabe. Și această breaslă tot crește. Noi avem ședințe în fiecare lună cu ei, în prima lună a lunii, la sediul Centrului Creației Populare, și încercăm să-i sprijinim organizându-le târguri. De curând, și am prezentat aici la postul Radio TV Cluj albumul de editat anul trecut cu meșteri și meșteșuguri din județul Cluj, în care se regăsesc 80 din acești meșteri și toate meșteșugurile structurate pe cele pe bresle, 8 sau 10 bresle. Și o să mai înființăm bresle pe măsură ce va mai fi nevoie. Fierarii și... Bun, cojocarii, pielarii și așa mai departe. În afară de funcția, să zicem, decorativ, estetică a acestor manopere, să zicem, că ați pomenit de pielari, de căoace care făceau... Dar nu este decorativă. Nu, sunt cei care... Se vând încă lucrurile astea, adică există o piață pentru... Absolut. Sunt oameni care doresc să achiziționeze lucruri de felul acesta. Străinii vin și aceste lucruri le caută. Pentru că românii... pe marginea drumului, iertați-mă, dacă te duci spre Oradea, Bunăoară, vei găsi un mix terifiant la un moment dat, de la baloane de silicon la, nu știu, tot felul de lucruri care, așa zis, tradiționale. Deci e tot mai greu să detectezi tradiționalul într-o tarabă plină cu lucruri, mă rog, puse la întâmplare cumva. Cultura pe care o ai te ajută să detectezi și să identifici originalul de chiciuri. Dar, într-adevăr, așa se întâmplă în orice piață dezorganizată. Ori, exemplu pe care l-ați dat este o piață dezorganizată. Iar, pe când noi la Centrul Creației Populare organizăm. Nu oricine intră în Asociația Meșterilor Populare. Trebuie să îndeplinească cel puțin două criterii. Să cunoască bine meșteșugul pe care vrea să-l practice și să facă dovada acestui meșteșug. În al doilea rând, să producă doar asemenea produse și să respecte regula de a veni, de a participa la târgurile pe care noi le organizăm și să poarte costumul popular de zona care îi aparține și pe care o reprezintă. Iată aceste criterii. Bun, acești 160 de meșteri vând mereu și târgurile s-au multiplicat. Sunt solicitați la București, la Muzeul Satului sau la Muzeul Țăranul Rămân, sunt solicitați la Sibiu, sunt solicitați la Iași, la târguri tradiționale sau la târguri organizate de supermagazine. Iată și supermagazinele se întorc spre cultura tradițională și încearcă să o valorifice și să o pună bine în valoare. Pe de altă parte, ei au la rândul lor ucenici și am deschis școli de învățare a meșteșugurilor tradiționale. La Bedeciu avem o clasă foarte bună în jurul doamnei Elvira Gavriș, meșter popular și membru al Academiei Artelor Tradiționale din România, unde sunt 20 sau 30 de femei care învață meșteșugurile tradiționale. Pe urmă avem taberele de meșteșuguri în care acești meșteri populari predau tinerilor. Tineri pe care noi îi încurajăm și îi promovăm la Olimpiada Națională a Artelor și Meșteșugurilor Tradiționale și la faza județeană a acestei olimpiade. Pe premianți îi recompensăm cu o tabără gratuită de 7 zile, tabără organizată de Centrul Creației Populare, unde se specializează lângă acești meșteri populare, autentici. Spuneți-mi un lucru, probabil că știți. Să nu pierd ideea, că poate mă mutați într-o altă idee. Acești meșteri populari sunt cei care produc pentru cele 20 de ansambluri folclorice, costumele populare, pantofii, cizmele, șopincile, căciulile și cămășile, toată costumația, recuzita necesară. Și pentru celelalte alte 50 de ansambluri, pentru că în județ avem în jur de 70 de ansambluri folclorice. Românești, maghiare, țigănești, evrești. Întrebare. O ultimă chestiune, pentru că mai avem doar 2 minute. Dacă există astfel de tabere unde copiii vara, să spunem, să meargă într-o tabără cu specific lar. Știu că este un
tip foarte talentat și foarte iubitor de astfel de tradiții, la Baia Sprie, Leș, cred că îl cheamă pe domnul ăsta, a și făcut o casă amenajată în spirit tradițional și unde se fac, merg studenți, de pildă, pe la arhitectură, de pe nu știu unde, să fac astfel de tabere. Știți, aveți idee de astfel de locuri? Absolut, și sunt nenumărase. Prima și cea mai renumită este cea de la Răscruci, a cercetătorului Coloș Zoltan, care este și membru al Consiliului Științific al Centrului Creației Populare. Exact, la conacul care a fost al familiei, i s-a restituit și dânsul a făcut un muzeu unde a colecționat enorm de multe piese. Iată o altă colecție pe care o fac public acum, pentru că este sunt vizitabilă. Da. Ca să dăm o temă, să spunem așa. Acolo se învață meșteșugurile, acolo vin iubitori ai culturii tradiționale din Transilvania, din toată lumea, din Japonia, din toată Europa și învață meșteșugurile, învață dansul, învață cântecele și în fiecare seară se face ca și o șezătoare. Toată vara, în luna august, sunt trei, pare mi se, tabere, de la cele de copii, la cele de părinți cu copii și trecând la celelalte de adulți. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director, pentru mai sunt la Sâncrai, mai sunt la Lacu, mai sunt la Moldovenești, iată, deci, numai județul Cluj, plus cele organizate de Centrul Creației Populare. Mulțumesc foarte mult, oameni buni, cam atât pentru astăzi, imediat vă transmitem tenis de la Sala Sporturilor, noi ne vedem pe semne luni, până atunci cele bune, Doamne ajută!